Salut decizia președintelui Ciolacu de a propune modificarea statutului Partidului Social Democrat, astfel încât din Comitetul Executiv să facă parte și primarii de municipii, reședințe de județ și președinții de consilii județene. În acest fel, un județ cu rezultate la alegerile locale poate să aibă 3 reprezentanți în conducerea partidului, teoretic, dacă președintele de organizație este altul decât primarul municipiului, președinte de județ sau președintele Consiliului Județean. Și cred că este un lucru foarte bun și cred că vocea noastră a aleșilor locali trebuia să fie ascultată mai de mult. Și poate că n-ajungeam la aceste situații prin care Partidul Social Democrat a avut o problemă majoră de imagine la un moment dat și a pierdut foarte mult din încrederea electoratului într-un termen relativ scurt, dacă ne raportăm la procentele care au fost pierdute. Cred că Partidul Social Democrat este în reconstrucție în momentul de față, atât la nivel național, cât și la nivel local. Premisele sunt bune. Repet, pentru prima dată am fost și noi băgați în seamă de către conducerea partidului. S-a ținut cont de părerile noastre, am putut să discutăm fără niciun fel de problemă și cred că este un lucru excelent. Sigur că după aceea au continuat discuțiile cu parlamentarii și așa mai departe, dar a fost un eveniment pe care eu îl salut. Repet, pe mine nu m-a invitat nimeni de prin 2000, de fapt niciodată nu m-a invitat de prin 2015, de când deplinesc atribuțiunile de primar la Târgoviște, la o discuție în care să putem să ne spunem și noi punctele de vedere.